Bătaie de joc pe banii statului. După demitere, premierul Florin Câțu s-a răzbunat pe primarii socialdemocrați. A repartizat banii din fondul de rezervă al statului pe criterii politice, lăsând fără niciun leu unități administrativ-teritoriale conduse de PSD-iști. În Gorj sunt mai multe primării fără niciun ban, printre ele și municipiul Motru. Nici Consiliul Județean Gorj nu a primit banii necesari, sumele fiind derizorii comparativ cu alte zone. M-am uitat vis-a-vis de alocările făcute pe județe. Ceea ce mă face să cred că județul Gorj la acest moment nu prea contează pentru cei care ne reprezintă la București. Și vă dau un exemplu. Avem alocată suma de 21.758.000 de lei. Harghita, 38 de milioane de lei. Covasna, 31 de milioane de lei. Cu ministru în Guvernul României. Constanța, 71 de milioane de lei. Sălaj, 25 de milioane de lei. Suceava, 46 de milioane de lei. Pentru că nu era un criteriu. Da? Cred că puteau să se zbată și să intervină mult mai mult pentru județul care traversează o perioadă grea, repet, restrângerea activității complexului energetic Oltenia, eșalonarea la plată, a tot ce înseamnă impozite, a dus grave prejudicii funcționării curente și a susținerii investițiilor tuturor unităților administrative teritoriale, inclusiv a Consiliului Județean Gorj, în acest an. Liderul PSD Gorj, parlamentarul Mihai Weber, afirmă că hotărârea va fi atacată. Aceasta locale de fonduri către unitățile administrativ-teritoriale s-a făcut doar pe criterii politice, într-un mod clar discreționar. Este modalitatea prin care Câțu și-a onorat obligația pe care a făcut-o, sau obligațiile, sau și-a onorat datoriile pe care trebuia să le achite pentru că a ieșit președintele partidului. Este promisiunea pe care a făcut-o înainte de congres și a trebuit să se țină de ea. Să știți că lucrurile nu vor rămâne așa. Această hotărâre va fi atacată cu siguranță. Am discutat de dimineață cu conducerea partidului. Se lucrează la documente pentru că acest lucru nu trebuie să se întâmple. Și, de fapt, constatăm că a dispărut din viața politică un partid istoric. Performanța pe care acest conducător, acest președinte, acest catastrofal președinte al Partidului Național Liberal o are ca și performanță în a trece un partid istoric PNL în istorie. Mai mult de atâta, eu cred că n-avem ce spune. Și primarii USR au fost excluși de la împărțirea sumelor, municipii mari din țară fiind sărite din schemă.